Prima filă din istoria competițională a EMD Tennis Academy este completă. Turneul s-a încheiat după 5 zile de concurs în care s-au întrecut aproape 100 de sportivi de la toate categoriile de vârstă. Cupa EMD Tennis Academy a ajuns la final. A cincea zi de concurs a fost rezervată finalei de la categoria 12 ani masculin, care i-a opus pe băcăuanul Andrei Șerbănescu și oneșteanul Ștefan Cășuneanu, cotat drept cap de serie numărul 1. Ultimul titlu pus în joc a fost câștigat de Șerbănescu, care s-a impus cu 7-5, 6-2. Iată că am ajuns și la finele acestui turneu. Vom încheia cu cei de 12 ani care au început un pic mai târziu, datorită campionatelor naționale ce s-au desfășurat la București. Am ajuns la faza finală în care pe locul 3 s-a clasat Berdilă Petru de la SCM Bacău. Felicitări, Petru! Pe locul 2, Cășuneanu Ștefan, CSM Onești. Felicitări! Pe locul întâi și câștigător al primei ediții a Cupei EMD Tennis Academy 2010, Șerbănescu Andrei, SCM Bacău. Bravo, Andrei! Bravo, mulțumesc! Felicitări! A fost primul meu turneu câștigat. Acest turneu mi s-a părut destul de greu, deoarece din primul tur m-am nimerit cu adversari foarte puternici. Dar pentru că am avut încredere în mine, am reușit să îi înving pe toți. Aș dori să petrec timpul mai mult cu prietenii acum și să mă joc. Ești fericit? Foarte fericit. Cel mai greu meci a fost în finală cu Șerbănescu Andrei, dar sper că data viitoare să mă descurc mult mai bine. Ai mai jucat cu el până acum? Da. Și am câștigat. Acum a reușit el să te învingă, nu? Este egal între noi doi. Ești mulțumit? Da, sunt mulțumit. Mi s-a părut un turneu normal de 12 ani, unul la care au venit copii buni și talentați. Sperai să obții mai mult? Da, speram să-l bat pe, să-l înving pe Ștefan, dar n-am reușit. M-a învins el până la urmă. Ai mai jucat cu el până acum? Da, acum 2 ani. Și? M-a bătut și atunci. Programez revanșa, nu? Pentru următoarea întâlnire. Da. Încerc să fac mai mult data viitoare. Cortina s-a tras peste ediția inaugurală a Cupei EMD Tennis Academy printr-o premiere specială. Înainte de a încheia turneul nostru, aș vrea să mai fac o premiere specială pentru două tinere talente, care sper să le avem pe cel mai înalt podium la următoarele ediții ale turneului nostru. E vorba de Sechelariu Dora și Șerbănescu Arina. Haideți amândouă! Am primit o medalie pentru că vreau să joc mai bine decât rolele mele. Îți place să fii pe locul întâi? Da. Îți place tenisul? Da. L-ai văzut pe frățiorul tău astăzi? Da. Ți-a plăcut cum a jucat? Da. Ce poți să-i spui tu lui acum că a câștigat un turneu? Că vrea să câștige. În cele 5 zile de concurs, turneul EMD Tennis Academy a pus în joc 11 titluri la toate categoriile de vârstă. Primii câștigători a ediției inaugurale a acestei competiții sunt Mara Sechelariu Bacău și Sebastian Gima Constanța la 10 ani, Nona Chiriachiaș și Andrei Șerbănescu Bacău la 12 ani, Alina Munteanu și Alexandru Manole din Bacău la 14 ani, Bianca Iorga Bacău și Cosmin Pioară Focșani la 16 ani, Justin Baciu Piatra Neamț la 18 ani, Raluca Mâță la senioare și Sebastian Ierimicioi la seniori, tot din Bacău. La finalul turneului pot să mă declar foarte mulțumit de desfășurare. Am avut și puțin noroc cu vremea, după atâtea avertizări de coduri galbene, roșii și alte culori. Am avut o participare numeroasă, sincer neașteptat de numeroasă, considerând că suntem la prima ediție, însă sperăm ca la următoarea ediție să dublăm numărul de participanți. Anul acesta am avut aproape 100 de jucători, reprezentând 20 de cluburi din țară.
Sportivii băcăuani s-au comportat foarte bine. Domină în ultima perioadă tenisul de juniori din România. Condițiile de joc și de refacere au fost ireproșabile, terenurile în condiții foarte bune, piscina, sala de gym oferite de EMD Academy au fost la dispoziția participanților și sper că toți s-au simțit foarte bine, chiar le-au folosit și cred că i-a ajutat la bunul comportament pe teren. Intenționăm să transformăm această cupă în una tradițională care să aibă ca obiectiv descoperirea de noi talente și, bineînțeles, nu de a ne opri la nivel național. Poate pe viitor ne vom extinde în organizarea unui turneu mai de anvergură, poate de un challenger de 50.000 de euro sau, în funcție de cum vom evolua, poate chiar un turneu mai important.